Bine ați venit la un nou vlog de la Vapor. Astăzi este sâmbătă și, ca în fiecare sâmbătă, după cum v-am obișnuit, vă arăt ce am mai făcut pe la navă. Hai să vedeți ce am făcut și săptămâna asta. Salutare, salutare! Astăzi trebuie să curăț evaporatorul de la Fish Room. Pentru că, după cum vedeți, ia uitați, aici s-a format gheață și înseamnă că s-a format și înăuntru. Deja am dat un manual de frost. Adică am pornit o rezistență electrică să topească puțin din gheața aia, dar nu este de ajuns. Și sunt nevoit să conectez un furtun cu apă și o să fac operațiunea asta normal, pentru că rezistența este mult prea mică pentru cât de mare este evaporatorul ăsta de aici. Și am pornit puțin rezistența, are 3 cicluri. După vreo 12 minute o să se oprească și după aia o să-i pun cu apă. Eu deja am curățat puțin acolo. Vedeți? Este curat, curat. De-aia uitați în partea asta. Vedeți? Este gheață. Și acolo este gheață. Aia e numai gheață acolo. Și trebuie curățată. Trebuie curățată pentru că altfel nu se face răcirea cum trebuie și la Fish Room trebuie să fie minus 15, minus 17 de obicei, dar văd că la vaporul ăsta țin la minus 20. Deci asta înseamnă că trebuie să funcționeze foarte bine instalația și dacă evaporatorul ăla este plin de gheață, nu se răcește camera cum trebuie. Șeful mi-a zis că minus 17 nu-i convine, vrea minus 20. Și motivul pentru care se întâmplă chestia asta, ieri am primit provizii și au ținut ușile deschise. Suntem în Egipt, este foarte cald afară, după cum vă puteți închipui, 25-28 de grade. Acum am trecut în Marea Roșie și înăuntru erau minus 20. Cu plus 25 de afară, vă dați seama, s-a format condens, iar condensul a înghețat și a blocat acolo evaporatorul ăla și nu poate să-și facă treaba cum trebuie. Și din motivul ăsta trebuie să acționez. Dacă las doar rezistența să-și facă treaba, o să dureze prea mult. Și oricum nu-și face treaba cum trebuie, pentru că rezistența, după cum am spus, este mică. Ia uitați, este mică și este mult prea jos, deci distanța asta ar trebui să fie mai mică. Și nu are cum să-și facă treaba. Sunt vapoare japoneze care au rezistența mult mai mare și este spațiul ăla este mult mai îngust acolo și își face treaba cum trebuie, dar aici ăsta e vapor corean și așa s-au gândit oamenii. Dar să te bazezi doar pe rezistența aia, n-ai nicio șansă, așa că sunt nevoie să intru acolo. Este o muncă de jumătate de oră, să zicem. Când am intrat prima dată erau minus 17 grade și mi-am pus o geacă. Am aici gecile de la bucătar, de la ospătar, că ei când intră să ia provizii, vă dați seama, intră la minus 20, minus 17 grade și ei sunt filipinezi, adică din zona tropicală. Și nu sunt obișnuiți cu astfel de temperaturi. E greu și pentru noi, care am crescut cu temperaturi din astea. Cred că și rușii mai suferă, că ei sunt obișnuiți din Siberia, dar chiar și așa este puțin damage pentru organism. Și cam asta stă treaba aici. O să curăț toată zona. După ce curăț toată gheața de acolo, de pe evaporatorul ăla,
după aia trebuie să strâng furtunul, trebuie să fac ordine pe aici. Vedeți că eu am intrat cu bocancii de muncă și am făcut puțin noroi pe aici, trebuie să șterg, trebuie să strâng și furtunul de aici. Am strâns eu puțin clipsul ăsta, dar văd că scapă puțină apă, deci toată mizeria pe care o fac trebuie să o curăț, pentru că după aia bucătarul se plânge comandantului că eu, deși am muncit aici, nu pot să las așa mizerie, nu este frumos. Și întotdeauna am încercat să fac treaba așa cum trebuie, pentru că nu vrei să vină cineva la locul tău de muncă. Adică aici Cambuza este locul de muncă al bucătarului, el se ocupă de provizii și nu vrei să-i lași mizerii, știi că nu-i frumos. Nici mie nu mi-ar place. Și mai aștept vreo 2 minute până se face ciclul ăsta de zifrost și după aia o să intru iar să dau cu furtunul cu apă și cam asta ar fi. La camera de meat room, de carne, deja am făcut treaba asta, este fix aceeași operațiune, n-are rost să vă mai arăt, dar aici trebuie să o fac acum și am vrut să vă arăt și vouă ca să vedeți exact. Poate sunt printre voi oameni care o să vină la vapor, dacă ești electrician sau mecanic 2 și tu ai treaba asta și tu trebuie să te ocupi de provizii, în general șeful mecanic și electricianul, dar am văzut că se bagă și unii mecanici 2, ofițeri din mașină. E bine să știi așa, pentru cultura ta generală, chiar dacă n-ai treabă cu asta, măcar să știi ce să faci. Și dacă ești cadet electrician, asta e foarte important pentru tine, pentru că o să vii cu un electrician și dacă tu ai o actitudine proactivă, îi arăți că știi deja ce să faci, atunci îți va fi ție mai ușor și faci o impresie bună, știi? E important să fii proactiv în orice faci, nu neapărat la vapor. Și după ce am așteptat să se termine ciclul ăsta de încălzire a rezistenței, care are 3 stagii, 3 etape, temporizarea am văzut că era aproximativ 12 minute. După perioada asta am intrat aici cu furtunul ăsta cu apă. Dacă ai posibilitate să bagi apă caldă, ar fi ideal, însă rar se întâmplă așa ceva, pentru că este tras un furtun de la robinetul care este aici, în magazia de provizii dry, cum se spune, astea care sunt ambalate, și acolo este apă direct de la robinet, apă rece. Dar dacă ai posibilitate să pui caldă, îți dai seama că va merge mult mai repede procesul ăsta. Și să ai mare grijă, dacă vei face și tu operațiunea asta la vapor, să nu pui jet puternic, pentru că poți sări stropi peste motor. Vedeți deasupra, este un motor care acționează acel ventilator. Acolo este un ventilator. Eu n-am mai vrut să desfac cu totul tot grilajul ăsta și să desfac elicea motorului, mergea mult mai repede, dar este o operațiune destul de dificilă, pentru că mie nu-mi încap mâinile acolo, efectiv. Dacă scot grătarul și toate astea, durează foarte mult. La vapor nu faci o singură treabă. De exemplu, aici eu n-am terminat filmarea asta într-o oră, pentru că în timp ce lucram aici m-au chemat că nu mergea nu știu ce motor și a trebuit să mă duc acolo. Am lăsat aici baltă, am oprit apa și peste o oră, când am terminat acolo, m-am întors să fac aici. Deci nu te poți băga la niște operațiuni din astea care durează foarte, foarte mult la vapor, decât atunci când sunt urgențe, pentru că te poate chema în altă parte și în timp ce arde într-o parte, te cheamă la alt incendiu, să zicem așa, metaforic. Și cam asta a fost una din muncile pe care le-am făcut într-o sâmbătă la vapor. Întotdeauna este muncă la vapor, întotdeauna ești ocupat, nu există zi liberă. Aici avem o vorbă, în fiecare zi e luni. Cam asta este treaba la vapor. Dacă ți s-a părut interesant și vrei să vezi în continuare ce mai postez, poate vrei să dai o abonare la canal, un subscribe, și nu uita să dai și un like clipului. Mă ambiționează să postez în continuare clipuri interesante pentru tine. Dacă ai întrebări suplimentare, te aștept mai jos în comentarii. Ca întotdeauna, îți mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper să ne vedem și data viitoare tot aici pe canal, cu diferite vloguri despre viața pe mare.
Îți doresc o zi minunată. La revedere!